Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul Domnului pentru seara aceasta, în vederea îmbărbătării noastre spirituale, a zidirii noastre înaintea Domnului, este în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, partea finală a versetului 3. Ioan 10 cu 3, partea finală, care spune în felul următor. El își cheamă oile pe nume și le scoate din staul. Amin. Este un mare lucru să fii cunoscut pe nume sau să cunoști pe cineva pe nume. Este un mare lucru. Nu toți au memoria numelui. Îmi mulțumesc Domnului că m-a binecuvântat cu astfel de memorie și călătorind mult de-a lungul lumii, am surprins de multe ori frați și pe surori pe care poate ne-am văzut de 10, 15, 20 de ani. Și când m-am întâlnit cu ei, le-am spus pe nume. Dar nu mai țineți minte? E un mare lucru. Ca să ai o astfel de memorie, să poți să te adresezi pe nume cuiva, aceasta vorbește de faptul că Domnul te-a binecuvântat cu darul memoriei, că vine de la Domnul lucrul acesta. Aceasta înseamnă că ai considerație pentru oameni și te străduiești să-ți rămână în minte și în memorie, în inimă. Să poți să te adresezi pe nume, de asemenea, vorbește despre faptul că prețuiești pe cei din jurul tău. De asemenea, înseamnă că iubești și dorești părtășia semenilor tăi. Vestea cea mai frumoasă pe care vă spun însă este că, deși memoria noastră este limitată, și dacă am știut pe mulți pe nume, o să-i uităm cu timpul, și avem această expresie, nu știu de unde să te iau, îmi pare cunoscut, dar nu știu exact unde ne-am întâlnit sau în ce împrejurare am vorbit. Se întâmplă cu fiecare dintre noi. Să vestea cea mai frumoasă este aceasta, că Domnul ne știe pe nume pe fiecare. Așa spune textul nostru. El fiind Iisus, El este Domnul Dumnezeu. El își cheamă oile pe nume. În fața lui Dumnezeu nu suntem un număr, o statistică. În fața lui Dumnezeu suntem suflete individuale și colective pe care le cunoaște pe nume pe fiecare. Dumnezeu nu face excepție. El este așa de mare că, așa cum deseori spuneam aici, cunoaște tot cosmosul în detaliu, pentru că El l-a creat. Și știe ce a creat, știe ce a făcut. Uitați-vă cum spune profetul Isaia în capitolul 40, versetul 26. Ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor? Este vorba de stelele cerului. El le cheamă pe nume, pe toate pe nume. Așa de mare e puterea și tăria lui, că una nu lipsește. Glorie Domnului! Când avem de-a face cu un astfel de Dumnezeu, trebuie să ne umple inima de bucurie. Domnule, nu mă știe multă lume, dar mă știe Dumnezeu. Nu sunt așa de cunoscut printre oameni, nici chiar printre frați. Dar sunt cunoscut de cel mai important. Sunt cunoscut de Dumnezeu. Și aceasta îmi este suficient. Mi-ajunge.
În seara aceasta voi sta în fața dumneavoastră cu un mesaj practic pe care l-am intitulat Cunoscuți de Iisus pe nume. Cunoscuți de Iisus pe nume. Și ne vom uita, de obicei noi păstorii spunem 3 sau 4 gânduri, ne vom uita la 6 aspecte în seara aceasta care vorbesc foarte practic despre acest subiect. 6. Și primul este, pe care îl voi menționa, este acesta. El, Iisus, a chemat pe Lazar din moarte la viață. L-a chemat pe nume. După ce a zis aceste vorbe, spune cuvântul Domnului în Ioan 11:43, a strigat cu glas tare, Lazare, vino afară. Primul pe care l-am adus în fața dumneavoastră și care îi spune pe nume, este Lazar. Și îl cheamă din moarte la viață. Este sugestiv, pentru că el ne vede păcătoșenia, ne vede putregaiul moral, ne știe starea spirituală, ne știe faptele, ne cunoaște gândurile și imaginația, el știe că suntem niște morți care umblă și ne cheamă pe nume, pe fiecare, ca să ieșim din moarte și să venim la viață. Nu moartea fizică este cel mai groaznic lucru care se poate întâmpla unui om. Deci, pentru că toți vom muri. Și moartea cea mai groaznică este moartea eternă, moartea în păcat. Dar Dumnezeul nostru, în bunătatea Lui, prin această minune pe care a făcut-o la mormântul lui Lazar, un om de 4 zile mort, intra deja în putrefacție, în căldura din Orientul Mijlociu, a chemat pe Lazar, pe nume, Lazare, vino afară. L-a chemat din moarte la viață. Și Dumnezeu n-a încetat să facă lucrul acesta nici până astăzi. Toți am fost chemați din moarte la viață. Toți. Te bucură lucrul acesta? Mulțumește-i Domnului că s-a oprit în dreptul tău. Eu îi mulțumesc că s-a oprit în dreptul meu. Și mi-a spus pe nume, Lazare, vino afară. Un predicator american spunea, și astăzi Domnul spune același lucru, fiecăruia pe nume, vino afară, vino din păcatul tău, din moartea ta. Dar la mormântul lui Lazar, strigătul lui a fost ceva aparte. A trebuit să-l spună pe nume, Lazare, vino afară, pentru că de spunea numai vino afară, toți morții vineau afară. La glasul lui, moartea n-are putere, pentru că este glasul Creatorului, este glasul Domnului vieții. Astăzi însă Domnul, care te cunoaște pe nume, te cheamă, mă cheamă din moarte la viață. La o viață cu Dumnezeu, la o viață în împărăția Lui, la o viață eternă. Unde nu va mai fi moarte și unde nu se va mai pomeni moartea niciodată. Va dispare pentru totdeauna, pentru că Domnul vieții va locui în noi și noi vom fi una cu El, glorie Lui. Este primul aspect, este primul lucru în care El ne cunoaște pe nume. În al doilea rând, El a chemat pe Marta din anxietate la odihnă și pace. Luca 10:41. Drept răspuns, Iisus i-a zis, Marto, Marto,
pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu. Marta era în stare de anxietate. De anxietate înseamnă agitație, îngrijorare acută, neliniște, așteptare încordată. Oare cum ieșim? Oare cum mă descurc? Oare cum o să reușim? Oare ce o să facem? Oare care va fi sfârșitul? Dar întrebarea este aceasta. Cine nu trece prin îngrijorare? Cine nu trece prin anxietate? Avem tensiuni în familie. Avem boli complicate în familie. Avem copii cu probleme. Avem relații încordate. Avem crize financiare. Avem teama de necunoscut. Avem frica de ziua de mâine. Și în toate acestea stăm într-o stare de agitație, de încordare. Oare vom reuși? Și Domnul Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, vine și se pleacă la tine, la mine și spune: Marto, Lazare, liniștește-te. Dacă mi-ai dat problema mie în rugăciune, liniștește-te. Dacă ai adus-o la cunoștința mea, ai adus-o ca să-ți dau pacea, ca să-ți dau biruința, liniștește-te. Cunoașterea pe nume din partea lui Hristos pentru fiecare dintre noi este o picină de mângâiere, pentru că El nu numai că ne cunoaște pe nume, ne cunoaște pe nume și după cazurile care le avem, după problemele pe care le avem. În toate lucrurile, în toate îngrijorările, în toate frământările, El este cu noi, El ne vede și ne știe pe nume. Te asigur că numele tău și astăzi este pe buzele lui Iisus Hristos, este în mintea Lui, este în inima Lui și este pe limba Lui, ca să fie rostit cuvântul îndurării. Te asigur de lucrul acesta. 3. El a chemat pe Toma din îndoială la credință. Ioan 20:29. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferici de cei care n-au văzut și au crezut. Cu un verset mai sus, versetul 28 din Ioan 20, spunea: nu fi necredincios, ci credincios. Dar întrebarea este aceasta. Care dintre noi nu are îndoieli în viață? Care? Cine nu are îndoieli și chiar necredință? Sunt stări de necredință printre credincioși. Cine este constant sau neschimbător în credința lui în Domnul? Apostolii au fost cu El și parte din ei, când erau pe mare și au văzut că nu se descurcă și Iisus dormea, s-au dus la El cu ce vorbe? Învățătorule, pierim! De câte ori nu am căzut chiar în depresie din pricina îndoielii și a necredinței? Dacă te regăsești în starea aceasta, aș vrea să înțelegi din nou în seara aceasta că El te cheamă pe nume. Tomo, Lazare, Petrică, Mario, oricine-i fi tu, orice îndoielnic, orice stare de depresie, orice stare de îndoială, Domnul o vede și ți se adresează pe nume. Mi s-a dat de multe ori, nu odată, să predic cuvântul Domnului și la urmă, fie aici la Emanuel, fie pe teren, mergând în misiune, vestind cuvântul Domnului, au venit oameni la mine și au spus: dar de unde ați știut problema mea? Eu nu știu care e problema dumneavoastră. Cum nu știți că ați vorbit de ea? Eu am vorbit cuvântul Domnului.
Dacă cuvântul Domnului s-a adresat direct ție, slăvit să fie Domnul. Eu nu știu problema. Problema ți-o știe Dumnezeu și te cunoaște pe nume. Știe cu ce te frămânți și știe care ți este starea, de ce ai venit în ajutorul tău. Și lucrul acesta trebuie să te umple de bucurie. Trebuie să te umple de încredere, căci Dumnezeu nu caută la fața omului. Nu s-a ocupat numai de Toma. S-a ocupat și de mine. S-a ocupat și de tine. Eu cred că da. În al patrulea rând, el a chemat pe Petru din neloialitate la devoțiune. Ioan 21 cu 15. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus a zis: paște oile mele. Aș dori să cunosc un creștin care a rămas loial lui Dumnezeu de la început și până astăzi. N-a avut niciun moment de șovăire. Aș dori să cunosc creștinul acela. Nu prea îl găsim. Și de aceea Domnul vine și zice: Petre, ție-ți vorbesc, ție mă adresez. Nu este creștin care să zică: eu nu m-am supărat niciodată. Sunt soți și soții care sunt așa de naivi, au impresia că cineva îi crede, să mă scuzați de expresie. Zice: noi suntem căsătoriți de 50 de ani, niciodată nu ne-am certat. Vă cred ea. Niciodată n-am avut diferență de opinie. Niciodată. Este cineva care n-a criticat pe semeni? Este cineva între noi la care să nu-i pare rău de ceva în viață? Nu-i așa că din neloialitate față de Domnul și față de Duhul Lui, avem nevoie de cineva care să ne ridice iarăși. Și cel ce ne poate ridica este Domnul Iisus Hristos. Pentru că El vine la tine și la mine așa cum s-a dus la Apostolul Petru și spune: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine cu adevărat? Dacă mă iubești, te repun în părtășie cu mine, te repun în părtășie cu apostolii, te repun în părtășie cu cuvântul meu, te repun în părtășie cu Duhul meu cel Sfânt, te repun în părtășia închinării și a slujirii și a rugăciunii. Mă iubești? Și dacă recunoști, ca și Petru, și Petru a recunoscut și a plâns amarnic, dacă recunoști, dacă recunosc, Dumnezeu ne îmbracă cu un duc de devoțiune, adică de devotare totală lui Dumnezeu. Când Domnului, așa cum era una din cântările noastre, cred că și în seara aceasta, mi-a făcut bine. Domnul ne-a făcut bine, este concluzia psalmului 13, care are un început foarte, foarte drastic. Primele două versete vorbește despre patru plângeri pe care David le are înaintea lui Dumnezeu și sunt descrise sub forma acestor cuvinte. Până când, Doamne? Până când mă uiți? Până când sunt batjocorit? Până când strig fără să mi se răspundă? Până când? Până când? Și la urmă, versetul 6 spune: când Domnului, că-și mi-a făcut bine. Domnul nu ne face rău, Domnul ne face bine. Dacă ne-ar face rău, cine ar putea sta în picioare? Cine ar putea sta în picioare? Nu de aceea spune psalmistul: dacă ai ținea
aducerea minte a nelegiuirilor noastre. Cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar la Tine este iertare. Doamne Dumnezeule, îți mulțumim pentru iertarea Ta. Îți mulțumim pentru dragostea Ta. Te-ai ocupat de Petru, știm că Te ocupi și de noi. Pe nume, mărit să fie Domnul. În al cincilea rând, El a chemat pe Maria din amărăciune la bucurie. Ioan 20:16, Iisus i-a zis, Marie, ea s-a întors și a zis în evreiește, Rabuni, adică învățătorule. Acum o întrebare și aici, cine n-a avut vreodată amărăciune în inimă? Cine? Au părinții amărăciune de multe ori în familie, investesc tot ce știu ei mai bine, vorbim de părinți cu minți și mai ales care cunosc pe Dumnezeu, investesc tot ce știu și pot mai bine, se lasă pe ei flămânzi, investesc în copii. Și unii dintre copii le întorc spatele și ajung niște vagabonzi, te întrebi, ăștia unde au crescut? N-au crescut în biserică și n-au crescut într-o familie temătoare de Dumnezeu? Părintele acela, tatăl acela, mama aceea, rămâne cu o amărăciune profundă în inimă. Profundă. Ai ajutat pe semenul tău. I-ai făcut bine. Și nu facem bine așteptând să ni se facă înapoi bine, pentru că noi știm că este o lege pe care Domnul Iisus Hristos o stabilește în Predica de pe Munte, în capitolul 5. Și spune așa, dacă faci bine, fă bine unuia care poate nu e în stare să-ți răsplătească înapoi, să te cheme înapoi la masă cum l-ai chemat și tu pe el. Pentru că dacă iubiți și faceți bine numai celor ce vă iubesc și fac bine, auziți întrebarea, ce lucru neobișnuit ați făcut? Și farisei fac la fel, și păgânii fac la fel. Credincioșia, frați și surori, teama de Domnul, frica de Domnul este să faci un lucru deosebit. Asta înseamnă creștinismul. Un lucru deosebit. Și Domnul a făcut un lucru deosebit. Noi am produs Domnului multă amărăciune, dar El ne-a arătat că ne iubește. În textul nostru, Maria este plină de amărăciune pentru că iubea pe Domnul și nu putea să treacă peste gândul acesta că felul în care ea l-a cunoscut pe Domnul, care scosese 7 draji din ea, o eliberase și o făcuse un suflet viu și liber, nu putea să înțeleagă cum acest Dumnezeu atotputernic, acest Iisus, împlinirea profețiilor biblice, Mesia, să moară. Aceasta era amărăciunea ei, durerea ei. Dar când Iisus i-a spus pe nume, Mario, i-a cunoscut glasul. Pentru că dacă El cheamă oile pe nume, spune și oile cunosc glasul păstorului. Cunosc glasul păstorului. Maria l-a recunoscut. Dumnezeu se ocupă de tine. Nu auzi numele tău strigat în zilele acestea când tu ești în amărăciune în suflet? Nu știu pentru care, pentru ce lucru porți tu amărăciune. Poate soția e bolnavă și nu se mai termină boala. Soțul este bolnav, nu se mai termină boala. Poate datoriile sunt mari și nu mai știi cum să le faci capăt. Ești în amărăciune, ești în amărăciune și iară în amărăciune. Dumnezeu vorbește cu tine în seara aceasta. El ridică amărăciunea. El aduce bucurie, pentru că acolo unde vorbește El, este imposibil lucrurile să rămână la fel. Când Dumnezeu vorbește, toate lucrurile se schimbă. Toate se schimbă. Pentru că El are putere de viață. Are putere să dea bucurie. Aduceți-vă aminte de
Ana, mama lui Samuel, era așa de amărâtă că nu se mai putea ruga. Se ruga numai în gând și își mișca buzele din când în când, încât marele preot a acuzat-o că-i beată. Dar dacă vă uitați în 1 Samuel, capitolul 1, versetele 12 și 13, apoi versetele 15 la 16 și în final versetele 26 la 28, Ana este plină de bucurie la sfârșit, versetele 26-28, și spunea, pentru copilul acesta mă rugam eu. Mi-a făcut Domnul o mare bucurie. Și pentru că Domnul mi-a făcut o mare bucurie, nu am rezerve să-mi împlinesc făgăduința înaintea lui Dumnezeu. Am promis că îl dau Domnului să fie Nazireu, copilul lui Dumnezeu, să crească în templu. L-a dăruit Domnului, l-a dăruit Domnului. Și Samuel a ajuns printre cei mai mari profeți din Israel. Lucrarea lui, o lucrare extraordinară, este menționat și în șirul eroilor credinței în Evrei 11. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru cei care trăiesc o stare de amărăciune, aș vrea să vă spun această veste bună și frumoasă. Domnul vă vede amărăciunea și vă cunoaște pe nume. Așa cum i-a spus lui Maria, Maria, așa spune și ție pe nume în seara aceasta. Aș vrea să auzi numele tău strigat de Domnul, pentru că El ridică amărăciunea de la tine. Glorie Domnului! Și apoi, în al șaselea rând și în ultimul rând, El cheamă pe Saul, pe Pavel, din antagonism la apostolie. Saul este vrăjmașul bisericii. Saul este prigonitorul bisericii. Și Saul își dă votul ca cei ce cred în Hristos să fie omorâți cu pietre. Este prezent la martirizarea lui Ștefan, primul martir despre care creștinii despre care vorbește Scriptura. Este prezent. Dar uitați Fapte 9:4. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cât de bun este Domnul! Se ocupă și de prigonitori. Vorbea un păstor din Rusia, din Rusia comunistă. A venit într-o vizită prin Statele Unite și umbla din biserică în biserică. A fost 25 de ani în pușcăriile comuniste din pricina predicării Evangheliei. Spunea, am fost bătut și schingiuit și înfometat, mă mir că am rămas cu viață. Dar a fost Domnul bun și mi-a păstrat cu viață. Și spunea el, cel mai rău era un gardian cu numele, ăla ne bătea cel mai rău. Nu conta la el că te lovea cu patul puștii, că te lovea cu cizma, că te lovea cu tot ce avea în mână, nu conta. Nu conta unde te lovește, nu conta pe cine lovește. Și într-o zi, cum eram noi acolo în celulă, bătuți și înfometați, am auzit pași de cizme, am zis, iară vine după noi, după careva, că venea și ne lua pe rând la tortură și ne aducea plin de sânge în celulă și ne arunca acolo jos. Și au venit, la celula noastră au venit, au deschis celula și când au deschis celula, au aruncat între noi un bărbat plin de sânge, bătut și schingiuit. Și ne-am dus la el, am zis, e un frate de-al nostru. Era gardianul care ne-a bătut. Era gardianul care ne-a bătut. Mișcat de ce se întâmplă în închisoare, gardianul
s-a predat Domnului. Și s-a predat Domnului călăul acesta, teroristul acesta, atât de mișcat a fost de ceea ce a văzut în viața celor pe care el îi bătea și îi schingea, încât s-a dus la conducerea închisorii și a zis, de azi înainte și eu sunt creștin, și eu sunt credincios, și eu sunt pocăit. Și ca să-i scoată din cap credința, primul tratament pe care i l-au dat, tratamentul pe care el îl dăduse fraților noștri și surorilor noștri care erau în închisoare. Și spunea, acolo a stat cu noi până am fost eliberați. Și a fost bătut și rebătut. Ca și Saul. Domnul cheamă pe nume și pe cei ce sunt împotrivitori Evangheliei. Pentru că și pe aceștia poate să-i schimbe, poate să-i transforme. Acest adevăr poate să slujească de frică și judecată pentru cine nu răspunde chemării lui Dumnezeu, dar poate să slujească de har și de mângâiere celor care, ca și Saul, când aud glasul, să aibă o întrebare potrivită. Ce a întrebat Pavel? Ce a întrebat Saul? Doamne, ce vrei să fac? Asta a fost. Ce vrei să fac? Dacă tu te-ai oprit în dreptul meu și m-ai chemat pe nume, pe mine, un hulitor, un batjocoritor, ce vrei să fac, Doamne? Și în 3 zile, din momentul acesta, până când profetul Anania a venit la el, s-a rugat pentru el, deși își pierduse vederea fizic, spiritual vedea, pentru că Domnul spune, i-am arătat ce are să sufere pentru numele meu. În alea 3 zile, Domnul i-a arătat pe unde va umbla cu Evanghelia. I-a arătat bătăile pe care el le va primi, împroșcările cu pietre pe care el le va primi și la care a asistat el să vadă pentru alții cum a fost Ștefan, cum mor cei care cred în Domnul. I-am arătat ce are să sufere pentru numele meu, dar va duce Evanghelia mea, cuvântul împărăției mele și al mântuirii mele până în casa cezarului și până acolo s-a dus Apostolul Pavel. Pentru că așa este planul lui Dumnezeu. El cheamă pe cei ce sunt antagoniști cu Biserica lui Hristos, împotrivitori Bisericii lui Hristos și pe aceștia îi cheamă pe nume. Toți sunt în atenția lui Dumnezeu. Nu caută la fața omului. Nu caută la fața omului. Sigur că nu aceasta este toată Evanghelia din acest subiect. Pentru că ce-am mai putea zice despre Zacheu? Nu? Zacheu nu este o cunoștință cu Domnul Iisus Hristos. Dar când a ajuns în dreptul lui, ce a spus Domnul? Zacheie, dă de jos! Pentru că te știe pe nume. Dacă știe fiecare stea pe nume și o cheamă și spune stai pe orbită și nu te mișca de pe orbita ta, și dacă există vreo mișcare de pe orbită, îi spune du-te înapoi pe orbita ta, dacă le știe pe nume pe toate, te știe și pe tine pe nume, de aceea ești aici, pentru că te-a știut pe nume și te-a chemat la mântuire, de aceea sunt aici, pentru că m-a știut pe nume și m-a chemat la mântuire. N-a contat în mintea lui și în cunoașterea lui ce fel de oameni am fost, pentru că Scriptura spune, pe când eram noi încă păcătoși, n-a așteptat ca să ne pocăim, n-a așteptat să ne schimbăm, așa cum spun unii și mă gândesc că ne vor asculta pe internet mesajul, pe unii întreb, nu vrei să te pocăiești? Spune, eu cred că pocăința e bună, dar poate că după ce ies la pensie, poate că după ce mi se căsătoresc copiii, că nu vreau să-i fac de rușini, să-i faci de rușine împăcându-te cu Dumnezeu, dar așa este gândul omului, așa este de vederea omului. Nu, cu Dumnezeu trebuie să te împaci acum.
Pentru că n-ai garanția că ajungi la pensie, n-ai garanția că îți vezi copiii căsătorindu-se, n-ai garanția că îți vezi planurile împlinindu-se. Cel mai mare plan este să poți să trăiești veșnic cu Domnul Iisus Hristos. Și cel mai mare har din partea lui Dumnezeu este să te cunoască Dumnezeu pe nume. Și ține minte că n-a așteptat Dumnezeu ca tu să te faci mai bun și apoi să te pocăiești. Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos Iisus a murit. Ca să ne putem pocăi, ca să putem vedea dragostea Lui, ca să putem înțelege mântuirea Lui. Evrei 4:13. Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor acelea cu care avem a face. Ne știe pe nume. Și vreau să închei cu aceste cuvinte. Frați și surori, doamnelor și domnilor, cum nu ne va ști pe nume acum? Cum nu ne va ști pe nume acum? Și repet din nou, cum nu ne va ști pe nume acum dacă ne-a știut pe nume înainte să ne naștem? Psalmul 139, cu versetul 16, puneți-l pe ecran. Psalmul 139, versetul 16, în special partea finală a acestui verset. Deci cineva va zice, cum mă cunoaște Dumnezeu pe mine? Cum să nu te cunoască? Când nu eram decât un plod fără chip, mi-o să citiți în termenii moderni, când nu eram decât un embrion, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Te-a știut, Domnul, înainte să te naști? Te-a știut. Și crezi că nu te știe acum? Dacă a știut înainte ca eu să mă nasc, în precunoașterea Lui, El știe toate lucrurile. Totul este gol și descoperit înaintea Lui Dumnezeu. Și mulțumim că este așa, pentru că avem harul în felul acesta să fim cunoscuți de Domnul, să fim văzuți în păcatul nostru, să fim văzuți în amărăciunea noastră, să fim văzuți în prigonirea noastră, să fim văzuți în opoziția noastră și El totuși să zică, Lazare, te iubesc cu iubire veșnică. Mario, te iubesc cu iubire veșnică. Ionică, te iubesc cu iubire veșnică. Înainte să te fi născut, am văzut și știam toată viața ta. De aceea, ca să ajungi să fii al meu, mi-am dat viața pentru tine, până când tu încă nu m-ai cunoscut. Aceasta este dragostea lui Dumnezeu. Suntem cunoscuți pe nume de Domnul Iisus Hristos. El își cheamă oile pe nume. Răspunde-i Domnului și spune-i, pentru că mă chem pe nume, aici sunt, Doamne. Ce vrei să fac? Și Domnul îți va spune din cartea aceasta ce trebuie să faci. Noi te vom ajuta ca să știi ce trebuie să faci, pentru că am învățat cu Domnul din cartea aceasta și vrem să-ți fim de ajutor în procesul acesta de a crește spiritual. Mă rog ca Domnul să binecuvinteze viața fiecăruia dintre noi și fiecare dintre noi să aibă certitudinea aceasta că este cunoscut de Domnul, este iubit de Domnul și este așteptat de Domnul să intre în marea familie a mântuiților Lui. Amin. Ne ridicăm în picioare. Și împreună mulțumim Domnului pentru faptul că s-a ocupat de noi de fiecare. A văzut problema cu care ne frământăm și ne-a spus pe nume fiecăruia. Din problema aceea ne-a ridicat și ne-a chemat să fim copiii Lui. Ne-a chemat la bucurie ca pe Maria, la mântuire. Ne-a chemat la viață veșnică. Ne rugăm Domnului cu mulțumire.